sâmbătă și duminică, sala de sport de la Colegiul Național Radu Negru a răsunat de glasul sutelor de copii care au participat la a treia ediție a turneului de handbal juvenil. Competiția a fost organizată pe două categorii de vârstă, și anume 2006 fete și 2010 fete și băieți. La sfârșitul săptămânii trecute am organizat la Făgăraș cea de-a treia ediție a Cupei Cetatea Făgăraș. Anul acesta competiția a fost organizată pe două categorii de vârstă, și anume 2006 fete și 2010 fete și băieți. Au participat un număr de 13 echipe, scorul a fost ținut doar la categoria 2006 fete, la categoria 2010 fete și băieți. Contează mai mult pentru noi ca acești copii să se bucure de sportul pe care îl practică și să nu țină cont de rezultat. Colegii antrenori, părinții copiilor care au participat la competiție s-au simțit extraordinar la Făgăraș, chiar au apreciat ceea ce facem noi aici și lucrul acesta nu poate decât să ne bucure. La turneu au participat echipele HCM Craiova, CSM Corona Brașov, Sporting Imbav, ACS Sovata, ACS Vipers Deva, CSS Făgăraș, HC Tălmaciu, HC Miercurea Nirajului, Școala Gimnazială numărul 11, Șteo Iosif din Brașov și CSM Făgăraș. Scorul s-a ținut doar la categoria 2006 fete, podiumul categoriei 2006 a fost pe primul loc CSM Corona Brașov, pe al doilea loc CSM Făgăraș, iar al treilea loc a fost ocupat de Sporting Imbav.